Prezent ieri la Târgu Jiu, ministrul sănătății Raed Arafat a vizitat unitatea de primiri urgențe și spitalul 700. Oficialul a recomandat ca unitatea de primiri urgențe să fie mutată cât mai repede în locația de la 700. Aici am unitatea de primiri urgență și specialitățile chirurgicale, dincolo am toate specialitățile medicale, inclusiv cardiologie și fără unitate de primiri urgență. Soluția de a reorganiza secțiile, în sensul în care UPU cu partea chirurgicală de urgență, cu partea medicală de urgență, să fie totul împreună într-o clădire, o să evite și probleme, și costuri, nu mai plimbăm bolnavi cu ambulanțele, mai ales că acolo există acum și CT nou care permite să faci imediat investigațiile de urgență, în loc să chem ambulanța să duci bolnavul dincolo. Însă reorganizarea va implica și costuri foarte mari. Cea mai mare grijă a mea a fost să ne apărăm pielea. Adică nu vrem să ni se întâmple o problemă gravă, să ne moară un bolnav între spitale și să fie acuzat managerul că n-a făcut nimic. Mutarea UPU-ului dincolo presupune niște bani în plus. Mutarea a mai fost propusă în urmă cu câteva luni tot de către Arafat. Recomandările sunt clare, sunt vechi de peste jumătate de an. Încercăm să le punem și în practică. Arafat a participat ieri la inaugurarea ambulatoriului de la secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență, iar după amiază s-a întâlnit cu medicii gorjeni.